o zi cu ghinion. Bunii, pot să merg la Tanti Maria? Normal că pot. Tanti Maria e vecina noastră. Nu trebuie decât să sar gardul. Sau să intru pe poartă, ca toată lumea, cum îi place bunicului să spună. Dar cine zice că sunt ca toată lumea? Întrebarea potrivită era dacă am voie să merg. Știam asta, dar cum graba strică treaba, m-a luat gura pe dinainte și a ieșit porumbelul. Ups! Speram că mica mea greșeală a trecut neobservată. Vezi să nu! N-am eu norocul ăsta! Bunica nu se plichisește niciodată să mă corecteze. Voiai să întreb dacă îți dau voie să mergi, nu e așa? Zice ea apăsând fiecare cuvânt. Mă privește insistent, încercând să-și dea seama dacă am înțeles ce nu a fost în regulă cu întrebarea mea. Înțeleg exact ce vrea să spună, dar prefer să ocolesc răspunsul. Vai, bunii, ce bine știi tu să-mi citești gândurile. Cred că ai puteri magice, îi răspund eu cu o glumă. E o strategie testată pentru situațiile în care vrei să scapi de prea mult bla, bla, bla. Se ia o glumă, se amestecă cu puțină lingușeală și gata, ai scăpat de predică. Te-ai transformat într-un copil incredibil de deștept și de haios. Strategia funcționează fără greș și de data aceasta. Bunica zâmbește, renunță la cicăleală și îmi dă voie să plec. Mă întorc veselă, veselă pe călcuie, gata să-mi iau avânt pentru cel mai spectaculos salt peste garduri, dar nu pot ocoli cele cinci minute ale bunicii de Hai grijă! Să saluți frumos când intri! Să o asculți pe tanti Maria! Să nu te apropii de fântână! Să nu lași poarta deschisă! Să nu intri călțată. Nu vreau să o supăr pe bunica și mai ales nu vreau să o fac să se răzgândească, așa că dau din cap în semn de înțelegere și repet ca un papagal care a învățat prima lui replică. Da, bunică!" Când, în sfârșit, robinetul cu sfaturi pare să se fie închis, se amestecă și bunicul. Și vezi să nu vorbești cu mămăliga în gură, căci vecinul Gheorghe e cam tare de urechi!" L-ador pe bunicul. Numai el putea spune în felul ăsta să vorbesc tare, căci vecinul nu aude prea bine. Mă repet la el, îl strâng în brațe cât pot de tare și spun încă o dată că-l iubesc. În sfârșit, sunt liberă să plec. Din doi pași, sunt deja la gard. Mă cațăr cu ușurință în vârful lui și sunt gata să sar în curtea vecină. Am făcut asta de nenumărate ori. Însă de data asta se pare că am ghinion, adică mai multe ghinioane. Vin peste mine unul după altul, hotărâte să îmi strice ziua. De fapt, eu singură mi-am atras ghinionul. Am făcut o greșeală de începător. Doar un fraier ar încerca să sară gardul încălțat așa. Oricine știe că șlapii îți ies din picioare când ție lumea mai dragă. Iar asta devine o problemă serioasă când ești cocoțat pe gard. Zbang! Cad de pe gard ca un sac de cartofi trântit cu putere pe pământ. Aterizez pe o tufă. Ce noroc! De urzici! Ce ghinion! Simt cum toată pielea îmi ia foc. Încep să țip ca din gură de șarpe. Tanti Maria vine într-un suflet să vadă ce am pățit. Nu cred că se aștepta la asta. Bine că știe ce are de făcut ca să mă ajute să scap de usturime. Aduce din cămară un borcan cu miere și începe să îmi pună câte un strop pe fiecare bășică. Ar putea la fel de bine să mi toarne tot borcanul în cap. Acum așează-te aici la umbră să te răcorești. În câteva minute va fi mai bine!" Oh, cu siguranță va fi mai bine, căci mai rău nu se poate, îi răspunde o îmbufnată. Ba se poate! mă contrazice bazăitul insistent al unei muște nesuferite. Fără să o poftească nimeni, începe să se ospăteze din mierea care era întinsă pe mine ca pe o felie de pâine. Ca și cum asta nu ar fi fost destul de rău, în câteva clipe au venit la o zeci de muște pofticioase. Plecați, plecați de aici!" strig eu și dau cu disperare din mâini, încercând zadarnic să scap de atacul lor. Îmi dau seama că nu am nicio șansă de scăpare, așa că o iau la fugă uitând din nou de șlapi. Nici de data asta greșeala nu rămâne nepedepsită. Alerg doar câțiva pași, mă împiedic și cad în tufa de urzici. Ce ghinion! Din nou!" Mă ridic încet și mă îndrept spre poartă ca un zombi roșu. Pe corp mi s-au lipit muște, frunze de urzică și fire de iarbă. Mă bucur că tanti Maria nu mai e lângă mine să mă vadă așa caragioasă. Ies ușor pe poartă și chiar în clipa aceea apare cel mai mare dintre ghinioane. Andrei, verișorul meu. Sanda îndăluța, vine cu căruța, unde cade ghici, în tufa de urzici, și adună măivere, vere, muștele cu miere. E clar, în scurt timp, tot satul va afla ce mi s-a întâmplat. Mă declar oficial cel mai ghinionist copil din lume.